fie despre stres. Mai exact despre ce poate să facă stresul în relațiile noastre atunci când refulăm. Refulăm mai ales pe cei apropiați. Și vreau să vă întreb, pentru început, pe voi. Vă amintiți cumva de o situație în care ați acumulat stres pe parcursul zilei? Și ați ajuns acasă, sau v-ați întâlnit cu cineva, și ați refulat pe acea persoană, v-ați descărcat, deși nu avea nicio vină. Ați găsit un motiv pentru a vă certa. Puteți să ridicați mâna. Nu mă așteptam să ridice mâna așa multă lume. Eu deja mă pregăteam să spun că nu... Dacă nu sunteți voi, poate cunoașteți pe cineva. După cum spunea și un prieten de al meu, eu nu mă cert. Tot vorbesc în contradictor pe un ton emoțional. Și scopul speech-ului meu este să schimbăm un pic modul în care vedem stresul, să vedem într-un fel mai relaxat și poate chiar amuzat. Și pentru asta am creat o mică poveste. Povestea lui Gigi stresat. Și vreau să fiți atenți, să vedeți dacă puteți să vă recunoașteți în anumite acțiuni al Gigi stresatul, sau poate puteți să recunoașteți prietenii voștri. Gigi stresatul se trezește la prima oră dimineață cu alarma. De fapt, nu se trezește pentru că dă snus. Se trezește încă o dată, iarăși dă snus de vreo 3-4 ori. Nu știu dacă stai cunoscut cineva până acum. Și bineînțeles că atunci când se trezește în cele din urmă, își dă seama că e prea târziu, a început ziua prost, din prima, mănâncă pe grabă, fuge repede, se îmbracă, își uită actele acasă, se întoarce, iar își pleacă. Pentru că a plecat prea târziu, traficul este full. E dezastru. Bineînțeles că pe drum spre serviciu aude tot felul de cuvinte frumoase revenite de la ceilalți șoferi și claxoane. Poate dă și el câteva claxoane. Ajunge la serviciu, șeful ceartă că l-a întârziat. S-au strâns așa dosarele pe masa lui. Se ceartă și cu colegii, normal. Se termină ziua de muncă, el e deja foarte stresat. Seara e mai mult trafic, corect? Ajunge acasă plin de nervi. Și intră, deschide ușa. Atenție! Gigel zâmbește. Dar nu vă uitați la zâmbetul lui Gigel. Uitați-vă la ochii lui. Ei spun, sunt calm. Dar abia aștept să-mi dai un motiv să mă descarc pe tine. Iarăși, puteți să vă gândiți cine se identifică, cine găsește pe cineva. Poate un prieten, poate o rudă. Și Gigel deschide ușa, face un pas și vede papucii care sunt în mijlocul domnului. Dar de câte ori ți-am spus să nu mai lași papucii aici? Vrei să-mi rup gâtul? Deci motivul imediat pentru cel. Nu e vina celui care a lăsat papucii, dar Gigel vrea să caute un motiv. Dar ce se întâmplă dacă nu sunt papucii în mijlocul domnului? Pe a doua zi, vine tot așa de nervos acasă, deschide ușa, papucii nu sunt. Papucii sunt în dulap. Chiar așa trebuie să ajung obosit la serviciu să-mi caut papucii. Nu puteai să-i puși undeva, de exemplu, în mijlocul drumului, unde să-i văd? Și tot așa. Nu este un motiv să te cerți atunci când ești stresat. Și acum aș vrea să vă pun trei întrebări. Aș vrea să treziți un pic Gigelul din voi. Pentru că există acolo. Doarme, dar pe parcursul unei zile o să vezi că se trezește. Dar vreau să treziți chiar acum. Să vă amintiți un pic de niște momente în care erați stresați. Și o să vă pun trei întrebări pe care le-am găsit într-un program de dezvoltare personală. Și mi-au plăcut foarte mult. Pentru asta, totuși, am nevoie de sprijinul vostru. Și vreau să vă întreb. Vreți să vă distrați un pic, să vă și cunoașteți mai mult în următoarele momente, să fiți sinceri cu voi, dar să fiți gata și să vă ridiculizați un pic. Cine vrea să facă lucrul ăsta? Să ridice mâna. Aveți deja, aveți hârtiuțe la îndemână? Are toată lumea?
fixuri? Ok. O să urmeze cele trei întrebări. Prima întrebare este foarte simplă. Și anume, cum comunicați atunci când sunteți gigel? Cum comunicați atunci când sunteți stresați? În ce fel vorbiți? Pe ce ton? Ridicați tonul? Sau poate toate sunteți victime? Sau poate nu vreți să vorbiți? Ce gesturi aveți? Ce mimică facială? Și o să vă las 2 minute. Scrieți-vă pe hârtie răspunsurile voastre. Și aș vrea să aud și un exemplu de la un curajos. Te rog. Comunic foarte tăios, expeditiv, planificat, rece. Adică nu e bine să discuți chestii care s-ar putea să mă enerveze și mai tare atunci. Dar de obicei nu mă descarc pe ceilalți. Mulțumesc, Ștefan, o să am grijă. Cum o să vorbesc la tare dacă ne stresat? Altcineva mai vrea cineva? Varianta cu foamă e comunicat. Dacă nu mai rău. Mulțumesc. Și o să trecem la a doua. Mai vrea cineva să ne spună? Cristi, este foarte stresat. Hai, spune. Ce-i zis, mă? Ceea ce fac eu când mă enervez este și o soluție. Încep și vorbesc foarte, foarte sarcastic. Așa că dacă vorbește cineva cu mine, răspund într-un mod foarte comic, vestul persoanelor cred și atunci revin și eu. Mulțumesc. Sarcastic nu e comic decât pentru tine. E comic pentru restul în afară de cineva. Mulțumesc mult. Haideți să trecem și la a doua întrebare. Uneori când suntem stresați și vrem să obținem ceva, afișăm comportamente de genul pe care le-am auzit. De genul celor pe care le-am auzit. Și acum vreau să vă mai gândiți odată și să scrieți ce anume folosiți să obțineți ceea ce vreți de la ceilalți atunci când sunteți stresați. Folosiți țipete, folosiți amenințări, șantaj emoțional sau poate plâns sau poate deveniți victimă. Hai, vreau sinceritate maximă. E un pic mai greu. E un pic mai greu să te uiți la tine și să zici chiar fac lucrurile astea? Dacă tu recunoști că recurgi la toate, înseamnă că e un lucru foarte bun pentru că ai conștientizat. Atunci îți pregătește pentru întrebarea numărul 3, ca să fie foarte bine. Cine mai vrea să ne spună? De cele mai multe ori, dacă sunt stresat, am eu norocul ăsta, deci știu sigur că nu mai pot obține de la persoana aia ceea ce vreau. Și atunci schimb sursa. Că mă duc la altă persoană. Există varianta să ne păruim. Oricum nu obțin. Avantaj că nu mai pără în cap, da. Da. De ce crezi că umblu așa? Sunt foarte cald. Mulțumesc, mă. Altcineva. Da. Dar vorbim în pau. Cineva foarte apropiat, pot să ajung până în fază de a plânge, după care mă simt vinovată, da? De parte am mers la un caz să plâng. Dacă nu-i apropiat, dacă e o chestiune oficială, vorbesc. De obicei calm, dar insistent. Și ultima experiență m-a ajutat să-mi rezolv o mare problemă, deși m-am stresat pe timp. Dar totul depinde cu cine interacționez, cu cine mă stresează. Până acum am conștientizat câteva comportamente poate mai puțin frumoase pe care le facem atunci când suntem stresați. Asta este primul pas, pentru că de multe ori, atunci când suntem într-o stare mai neproductivă, să spun așa, e greu să ne vedem din afară. Poate ne ajută și dacă data viitoare o să întrebăm pe ceilalți, mă, tu cum ai văzut atunci când m-am enervat sau atunci când m-am închis în mine și n-am mai vrut să vorbesc? Și tocmai de aia o să ajung la întrebarea numărul 3, la care aș vrea să răspundeți cât mai creativ,
De ce? Întrebarea este, cum credeți că vă văd cei din jurul vostru atunci când sunteți stresați sau supărați? Și aici vreau să vă gândiți, poate chiar și la un animal domestic, nu știu, poate la un copil răsfățat, de exemplu, eu câteodată când mă gândesc, poate oamenii mă văd ca un nebun. Vreau să vă gândiți la ceva ridicol. O să folosiți imaginea asta. Nu neapărat. La ce vrei tu? Neapărat ceva amuzant. Pentru că vrem să schimbăm cumva asociația noastră față de stres, că este ceva urât. Acum ne certăm. Vreau să ne luăm un pic la mișto. Și vreau și un răspuns, un exemplu. Pe mine m-a comparat cineva cu Echidna, care este o creatură mitologică monstruoasă, și pătate de vești și pătate de șarpe. Hai să o aplaudă! Cred că o imagine interesantă ar fi cea unui tank. Te cunoaște bine. Mulțumesc foarte bine, exact despre asta vorbeam. Mai vrea cineva? Eu am fost numită ciocudă. Tot ce cu gândul la muma pădurii. Mulțumesc! Ștefan e zen, n-are. Mai este că... Mai este zen. Și mai ești zen, sunt oameni și la asta se stresează. Poate că m-am stresat, mi s-a zis că sunt din pe. Dante, să pasezi microfonul că mai vreau și eu să spun. Like a bitch. Eu cred că se mă cu o pisică odată în friză. Dacă mai vrea cineva? Dacă nu poți să-l pasez. Tu cu ce se vede? Eu am spus deja cu un om nebun. Dar am găsit răspunsul mult mai creativ astăzi. Și vă mulțumesc din suflet, exact asta așteptam de la voi. Pentru că atunci când nu te mai gândești așa de serios, imaginați-vă data viitoare când o să vă stresați. Gândiți-vă la echipă, gândiți-vă la o pisică, gândiți-vă la toate răspunsurile pe care am auzit aici. O să vă schimbe un pic starea. Din păcate, stresul ne face foarte multe probleme în viața de zi cu zi. Și s-ar putea să deteriorezi relațiile. În final, aș vrea să vă mai dau o perspectivă. Atunci când sunteți de partea cealaltă, când cineva se poartă într-un anumit fel cu voi pentru că este stresat, fiți mai înțelegători. Gândiți-vă că și voi ați trecut pe acolo și nu o las personal. Nu este neapărat din cauza voastră. Poate au doar o zi proastă. Și aș vrea să închei cu un citat. Stresul nu este ceea ce ni se întâmplă. Este răspunsul nostru la ceea ce ni se întâmplă. Și un răspuns este mereu alegerea noastră. Voi puteți să alegeți dacă Gigel vă controlează sau nu în anumite momente. Vă mulțumesc frumos!